Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Avem parte de un sfârșit de săptămână cu vreme bună. Am avut o săptămână frumoasă, caldă și noi recorduri de temperatură și cu siguranță vom tot vorbi despre astfel de situații. Chiar dacă acum bate vântul și sunt câțiva nori, ne putem bucura liniștiți de vremea bună. În câteva momente stăm de vorbă cu meteorologul Mihai Huștiu să aflăm dacă și săptămâna viitoare vom avea o primăvară autentică. Până atunci, iată care sunt estimările pentru mâine din marile orașe ale țării. În Brașov, 13 grade, în Cluj, 14, în Constanța, 10, 18 grade, în Craiova, în Iași, 13, 15, în Sibiu, iar în Timișoara, 20 de grade. Acum stăm de vorbă cu Mihai Huștiu despre ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare, dar amintim și despre ziua meteorologiei care este astăzi. Bine revenit, Mihai! Astăzi este ziua meteorologiei și ar trebui să punctăm un pic acest lucru, mai ales că a fost comunicată o temă destul de interesantă. Despre ce e vorba? Bine te-am regăsit, Andrei. Într-adevăr, ca în fiecare an, Organizația Meteorologică Mondială alege o temă în care serbăm Ziua Mondială a Meteorologiei. Anul acesta un subiect interesant, soarele, pământul și vremea. Deci în centrul atenției este soarele, care ne oferă energie și, conform măsurătorilor, în ultimii 30 de ani, activitatea solară, energia solară nu a cunoscut o creștere semnificativă, însă clima Pământului s-a încălzit. Știm cu toții că încălzirea a fost semnificativă și încălzirea o datorăm numai gazelor cu efect de seră. Deci soarele nu participă la această încălzire, ci omul aduce această contribuție în încălzirea sistemului foarte climatic interesant global. Și important de comunicat iarăși, acest lucru. Sigur că da, soarele trebuie luat ca sursă de energie și să aducem noi surse de energie cu ajutorul soarelui. Asta se punctează, asta se dorește pentru a limita creșterea globală a temperaturii până în anul 2100, când se anticipează chiar o creștere de 3-4 grade Celsius. Ar trebui să ne trezim și să se țină seama de aceste recomandări. Sigur că da. Acum să trecem la vreme și să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare cu temperaturile, cu vremea. Ne bucurăm deocamdată de o vreme stabilă și frumoasă, temperaturi chiar în creștere. Iată cum arată presiunea atmosferică destul de ridicată, ceea ce înseamnă că vremea rămâne stabilă în următoarele două zile și duminică, chiar și luni. O vreme destul de caldă, temperaturi care ajung la 20 de grade, 22 de grade, dar așa cum vom vedea, presiunea va fi în scădere. Un ciclon de origine atlantică va evolua peste nordul Europei, apoi va coborâ către estul, sud-estul continentului și ca urmare, chiar de luni, anticipăm că vor fi precipitații, mai întâi în vest, centru și nord, apoi luni spre mari și marți și în partea de sud și de sud-est a țării. Iată și distribuția precipitațiilor, se poate observa cum dinspre Europa Centrală avansează un front atmosferic rece, răspunzător de precipitațiile despre care vorbeam, inițial pe vest, pe centru și pe nord, apoi marți, cel mai probabil și pe sud și pe sud-est. Practic urmează un interval 26-28 martie cu precipitații, în general slabe cantitativ, nu vor fi cantități mari de apă, dar mai ales pe nord, pe centru, pe est, temporar, spuneam, marți și pe partea de sud a țării, așteptăm ploi, dar nu numai ploi. La munte vorbim de ninsori în acest interval răcoros 26-28 martie, mai ales ninsori. Vor fi și intensificări ale vântului, o vreme mai rece, în special în zonele de munte, dar și în zonele joase, unde spuneam că vor fi precipitații, s-ar putea solide prin Maramureș, Transilvania sau în nordul Moldovei. Ca spre finalul săptămânii, tendința să fie de ușoară creștere, mai ales pe jumătatea de vest a țării, vestul, nord-vestul țării. Acolo temperatura înceapă să crească, să ajungă din nou la valori de peste 15 grade. În schimb, pe est, pe sud-est, ar putea ca vremea să se mențină rece până la finalul săptămânii viitoare, o vreme răcoroasă. Mulțumesc, Mihai, pentru toate aceste informații. Te așteptăm săptămâna viitoare. Sper cu vești mai bune și mai călduroase. Mulțumesc! Cu multă plăcere! Să vedem cum arată vremea în perioada următoare. La noapte cerul va fi variabil. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și 5 grade, ușor mai ridicate în dealurile de vest, dar mai scăzute în estul Transilvaniei. Se va semnala brumă local în nord și centru și izolat în restul teritoriului. 3 grade în București, minus 1 grad în Iași, în Brașov minus 4, minus 2 grade în Sibiu, în Cluj minus 1 grad, Oradea 3, Arad, Timișoara 2 grade. Mâine vremea se va menține general frumoasă și cu valori termice peste mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, iar presiunea atmosferică va scădea. 17 grade în București, 10 în Constanța, în Brașov 13, în Deva 18 grade, în Timișoara, Arad 19-20 de grade. În București, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.
Temperatura maximă va fi de 16, poate 17 grade, iar cea minimă de 3. Poi mâine se încălzește, temperatura va ajunge la 20 de grade. Începem săptămâna cu vreme schimbătoare. Cerul va fi norat, se va nora treptat, devenind mai mult noros în majoritatea regiunilor și local în cursul zilei. Va ploua în vestul, centrul și nordul țării, iar în orele serii și în restul regiunilor. În București 20 de grade, în Iași 14, în Brașov 12 grade, în Deva 17, în Satu Mare 12 grade, 18 în Timișoara, 17 în Arad. La munte cerul va fi variabil ziua și mai mult noros noaptea, când va ploua. Vântul va deveni moderat. Valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată, cu o maximă ce se va situa în jurul valorii de 9, poate 11 grade, cu 2 grade în Ceahlău, în Păltiniș 9, în Predeal 9, în Semenic 8 grade, în Sinaia 8, 11 la Stâna de Vale. Să aflăm acum și ce temperaturi vor fi în principalele orașe din Europa. În Londra vor fi 12 grade cu un cer închis, în Amsterdam la fel, 11-12 grade, în Paris 15, un cer acoperit și sunt așteptate precipitații. Ceva mai frumos va fi în Lisabona și Madrid, unde vor fi 23-25 de grade. În Roma 19 grade cu un cer senin și în Viena o vreme frumoasă cu 18 grade, în Budapesta 19, iar în Istanbul un cer acoperit și nu mai mult de 9 grade în termometre. Mergem mai departe să vedem în Germania, iată, la Berlin, 13 grade cu un cer acoperit din când în când de nori, în Varșovia 11 grade, în Stockholm 10 grade și un cer acolo din când în când acoperit de nori, iar în Moscova nu mai mult de 4 grade, un cer acoperit și sunt așteptate precipitații mixte. Doamnelor, domnilor, aici încheiem emisia de azi. Urmează telejurnalul orei 19. Ne revedem mâine cu consultantul în turism, Raluca Mureșan, care vine cu noi recomandări pentru vacanțe. Acum vă las cu imaginea zilei. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.